Spus aceste lucruri cât mai sunt cu voi, dar Mângâietorul, adică Duhul Sfânt, pe care îl va trimite Tatăl în numele meu, vă va învăța toate lucrurile și vă va aminti tot ce v-am spus eu. Ioan 14, 25 cu 26. Îmi va veni ajutorul pe care îl voi trimite de la Tatăl, adică Duhul Adevărului, care purcede de la Tatăl, el va mărturisi despre mine. Mă simse Duhul. Și tot astfel și Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră, căci nu știm cum trebuie să ne rugăm. Dar însuși Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negrăite. Și cel ce cercetează inimile știe care este năzuința Duhului, pentru că El mijlocește pentru sfinți după voia lui Dumnezeu. Romani, capitolul 8, 26-27. Și voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea și în Samaria până la marginile pământului. Faptele Apostolilor 1:8. Fapte 4:31. După ce s-a rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunați toți. Toți s-au umplut de Duhul Sfânt și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Galateni, capitolul 5, cu 16 și 17. Zic, dar umblați cârmuiți de Duhul și nu împliniți poftele firii pământești, căci firea pământească poftește împotriva Duhului și Duhul împotriva firii pământești. Sunt lucruri potrivnice unele altora, așa că nu puteți face tot ce voiți.